Vremele, așa a spus cuvântul, și la munte, acolo unde meteorologii au emis o atenționare cod galben de vijelii și ploi torențiale. Și județul Argeș s-a numărat printre cele 30 de județe vizate, ploile torențiale și vijeliile punându-și amprenta și asupra acestei regiuni. Astfel că traficul rutier a fost întrerupt ore bune pe drumul național 7C Transfăgărășan la kilometrul 92 între barajul Vidraru și zona Piscul Negru Cabana Capra, din cauza unei viituri, în urma căreia au căzut pe carosabil mai multe pietre de dimensiuni mari, pământ și copaci. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Argeș au precizat că niciun autovehicul nu a fost surprins de viitură și nu s-au înregistrat victime. La câteva ore de la blocarea traficului, drumarii au reușit să curețe o bandă de mers. S-a circulat însă cu restricții, una dintre benzile drumului fiind în continuare acoperită cu aluvioni.